Doctorul știe tot. A fost odată un tăietor de lemne care muncea din greu ca să-și întrețină familie. Tăia lemne sus la munte, apoi le transporta în oraș într-o căruță veche, trasă de doi boi și le vindea. Pe omul nostru îl chema Crab și era foarte muncitor, deși un pic naiv și cam neștiutor. Într-o zi, servitoarea unui medic cumpără lemne de la el și îl rugă să îi le ducă până acasă. Când ajunse Crab, medicul tocmai mânca. Înfometatul tăietor de lemne, înghițind în sec după mâncărurile gustoase pe care le vedea, gândi că, dacă ar fi medic, ar putea mânca și bea tot ce și-ar dori. Și, întorcându-se către doctor, îl întrebă dacă și el ar putea să fie medic. "Bineînțeles," îi răspunse doctor. "Nu trebuie decât să-ți cumperi un abecedar dintre cele care au un cocoș desenat pe ele. Apoi îți comanzi două costume elegante și pui pe ușa casei tale o inscripție care să spună așa: Doctorul știe tot. Și aștepți clienți. Vei vedea." Naivul tăietor de lemne, care nu înțelesese viclenia medicului, își lua rămas bun de la el, mulțumindu-i pentru sfat. Și fără să stea pe gânduri, vându căruța și boii în piață. Cu banii obținuți, își cumpără două costume și un abecedar. Și foarte încântat, merse acasă, unde și-a târnă pe ușe inscripția pe care era scris: Doctorul știe tot. Și se puse pe aștepta clienții. Într-o zi, veni un domn care întrebă de doctorul știe tot. Eu, care le știu pe toate, o să vă rezolv problema. Nu fiți trist, bunule domn, îi răspunse Crab. Cavalerul îi oferi o sumă generoasă ca să afle cine sunt pungașii care îl furau. Astfel, îl conduse pe Crab spre casa sa. Îi însoți și nevasta lui Crab, că tăietorul de lemne n-a vrut cu niciun chip să meargă fără ea. Când ajunseră, tocmai se servea prânzul, iar stăpânul îi invită la masă pe doctor și pe soția acestuia. Apăru atunci primul servitor, care aducea bucate gustoase, și Crab îi spuse soției în șoaptă: Margareta, uite-l pe primul! Spuse asta referindu-se la primul fel de mâncare. Dar servitorul, care era unul dintre hoți, crezu că se referea la el și, întorcându-se la bucătărie, le spuse colegilor săi: Suntem pierduți! Doctorul ăsta le știe pe toate și și-a dat seama că noi suntem cei care l-au furat pe stăpân, pentru că atunci când a intrat, i-a spus soției sale în șoaptă că eu sunt primul. Când cel de-al doilea servitor intră să-i servească, Crab îi spuse iarăși soției sale, referindu-se tot la felul de mâncare: Margareta, acesta este al doilea. Servitorul ieși înspăimântat și le povesti celorlalți ce pățise. Același lucru se întâmplă și cu cel de-al treilea servitor. Și când apăru al patrulea, cavalerul îi ceru doctorului știe tot să ghicească ce aduce în castron. Văzându-se într-o asemenea încurcătură, sărmanul tăietor de lemne îngâna întristat: Bietul Crab! Și cum de fapt în castron se aflau crabi, stăpânul casei crezu că invitatul chiar ghicise. Atunci, servitorul îi făcu semn falsului doctor să meargă până la bucătărie. Acolo servitorii mărturisiră că sunt autorii furtului, dar că regretă și că doresc să înapoieze bani. Apoi îi promiseră o mare sumă de bani dacă nu îi denunța stăpânului lor. Doctorul acceptă și hoții arătară unde este ascunsă prada. Pe urmă, Crab se întoarse la masă și spuse: Am să caut în oracolul meu unde sunt ascunși banii furați. Îi scoase abecedarul și începu să caute pagina pe care era desenat cocoșul. Dar cum dădea paginile două câte două, nu o găsi. Aha!
Ești aici și va trebui să ieși!" strigă el. Și în clipa aceea, cel de-al cincilea servitor, care se ascunsese după un dulap, ieși fuga crezând că se referea la el. În final, Crabă îi divulgă cavalerului locul unde erau ascunși banii, pe care acesta îi recuperă cu bucurie și uimire în același timp. Doctorul știe tot, primi din partea stăpânului o mare sumă de bani, iar din partea servitorilor o alta, pentru că nu îi denunțase. Și astfel se îmbogăți și nu mai fu nevoit să taie lemne niciodată.